Corvinul Hunedoara a obținut a cincea victorie consecutivă în campionat după 0-1 la Mioveni împotriva celor de la FC Argeș-Pitești. Golul victoriei hunedorene a venit în urma unei super execuții a lui Mihai Velisar. Astfel, Corvinul urcă pe locul 4 în clasament și își ia o revanșă față de albi violeți, care i-a oprit drumul în cupă în acest sezon. Duelul de la Mioveni a început abrupt, cu albi violeți având prima mare ocazie de gol după 180 de secunde. Pop a trimis eronat în spate o minge către Lefter. Pârvu a recuperat balonul, l-a driblat pe portarul albaștrilor, dar a trimis în stâlpul din dreapta porții. Peste alte 4 minute, argeșenii au mai avut o șansă bună de a modifica tabela. Lefter, respingând cu dificultate o minge trimisă puternic din marginea careului de Borța. În cea de-a doua repriză, în minutul 67, Mihai Velisar a reușit să marcheze unicul gol al reprizei în urma unei execuții superbe direct în vincul porții argeșene. Corvinul Hunedoara se pregătește acum pentru un nou meci pe teren propriu, de data aceasta sâmbătă, 5 octombrie. Albi-albaștri vor găzdui o altă nou promovată, Metalul Buzău, într-un meci care va începe la ora 11.